Imediat după ceremonia de înmânare a certificatelor care atestă validarea candidaților celor două formațiuni politice care vor forma viitorul legislativ local, liberalii au susținut și prima conferință de presă. Edilul șef al municipiului ales pentru al treilea mandat a mulțumit romașcanilor pentru încrederea ce a fost acordată, dar mai ales pentru faptul că romașcanii au votat și lista de consilieri ai PNL, ceea ce îi permite a avea o majoritate confortabilă în a trece proiectele de votul Consiliului Local. Este o echipă competitivă, este o echipă care e formată din oameni care au dovedit fiecare la locul de muncă sau în familie probitate morală, au dovedit competență și aceste calități le vor pune în slujba romașcanilor. Le mulțumesc tuturor și celor care au avut încredere în noi, le mulțumesc și celor care nu au avut încredere și au ales alte alternative, dar s-au manifestat în mod corect, constructiv și cu demnitate. Celorlalți nu pot să le spun decât să învețe din comportamentele celor care au dovedit că a fi onorabil, a fi demn, a fi corect, reprezintă o paletă de calități apreciată de romașcani și romașcanii au girat în acest sens ceea ce noi le-am propus, proiectul Roman 2020. Și cel de-al doilea om al echipei, probabil viitor viceprimar, a ținut să sublinieze noutățile acestui mandat, în care pentru prima dată după Revoluție romașcanii aleg un edil pentru al treilea mandat. O altă noutate este legată de cele 14 mandate de consilier local primite de PNL, dar și de faptul că în Consiliul Local în acest mandat vor activa doar două formațiuni politice, PNL și PSD. Evidență și cele trei premiere care s-au petrecut în Consiliul Local Roman și la Primăria Roman. Vorbim despre primul primar după perioada post-decembristă care ajunge la al treilea mandat de primar. Este primul primar ales de trei ori. Vorbim despre primarul cu cel mai bun procent din țară, din toate municipiile din România. Și de asemenea discutăm de un Consiliu Local cu majoritatea cea mai amplă, de asemenea după Revoluție, și mai mult decât atât, un Consiliu Local format doar din două partide politice. Cred eu că este până la urmă o satisfacție munca pe care am depus-o în acești ani în care am fost împreună și vă asigurăm că noi încă de azi am intrat în campania electorală. Ca lider al grupului de consilieri liberale a fost desemnat tot economistul Leonarda Chiriloae, funcție pe care a deținut-o și în mandatul anterior. Acesta a dat asigurări că se va preocupa de menținerea unui climat prin care proiectele primarului să poată trece de votul plenului Consiliului Local. De acum începe o nouă etapă într-o campanie electorală pentru următorul mandat, dar care trebuie să ne dea cu atât mai multă responsabilitate. Sigur, poate experiența mea în Consiliul Local și faptul că am cunoscut mulți dintre colegii, atât din echipament cât și din cealaltă echipă, va crea o posibilitate de a lega o activitate constructivă și de a găsi cele mai bune soluții ca în momentul în care suntem în Consiliul Local să putem să venim cu lucrurile foarte bine definite, aranjate și să fim un Consiliu Local decent și respectat de către cetățenii din municipiul Roman. Echipa PNL, în ansamblul ei, a dat asigurări cetățenilor că va legifera toate proiectele propuse de primarul Laurențiu Leoreanu, ce fac parte integrantă din programul electoral Roman 2020.